Ce fai, ce coadă, cred că nimeni nu, orice triști la coadă. Mamă. Dar sunt două, vezi? Aia de tir, aia de turism, e ok. Da, da, da. Cam asta e, ce coadă de coadă. Deci faci plinul? Da. Am jumătate de rezervor, dar nu contează. Hai, bagă. Băgăm să fie și pentru că ai japoneză, nu stai la coadă, pentru că am rezervorul pe stânga. Ai văzut? Da. Paca, paca, paca. Ia, cât e? Pă, deci metru cub, scuze eu, la litru, adică. Așa. Și-a băgat, e 7 lei, gen. A, dar e numai diesel, ai, benzină aici. Euro Super Ultimate Active 98, aia e fiță. Aia bagi? Da. Mamă, ce vânt e! Da. Ce faci, mă, gicuță? Hmm? Ia, hai, dă-i mai în față. Mai ajunge pompa. Nu spui mănuși? Păi miroase mâna după... O, mă deranjează. Nu știu, eu îmi pun, că nu... Tu spui mai la electrică? Da. Păi nu, când sunt cu o mașină... Îți pute mâna curentă, da? Sunt cu o mașină și eu. Normală. Ha? Vezi să nu bagi din zărache. Nu bag, nu intră pop. Știu. Nu. Ce protecție. Vezi? Haide, bagă acolo. Bagă, bagă, bagă. Faci plinul ca Barosani? Normal. Deci e 7.14, vezi? 7.14 înseamnă vreo 7.30, 7.40. Da. Bine. Uh-huh. Asta e vreme, 98. Și la noi cât e? 98. 7.60, 7.70. Dar câți litri ai mai aveai? Că aveam jumătate. S-au oprit? Jumătate și un pic, da. Ok. Da. Scuturi acolo. Stropii de pe... Ai luat cheile? Păi stai să... Mai ai ceva? Nu, hai, bine, du-te. Ceva? Nu, păi avem. Așa. Mamă, e frig la ăștia în Polonia. Aoleu, ce vânt rece. Drumul bun, suntem în Polonia. Autostrăzile par noi, doar că benzinării cam lipsă. Asta e problema, n-am avut unde să ne oprim deloc. Mergem spre Lituania, în Vilnius. Și mergem cu Camry-ul lui Răzvan, 99 Vehicles. Am filmat o grămadă de vloguri pe drum. O să le postăm și pe canalul meu și pe canalul lui. Puteți să dați și voi un subscribe acolo la Ritter Broker TV pe YouTube. Și evident la 99 Vehicles, dacă vreți să vedeți clipurile de pe drum. Polonia, da, cu cât ați mers maxim, limita legală peste tot. Răzvan merge frumos, civilizat, nu aleargă mașina. Unde scria 120-130 pe autostradă, n-a mers mai mult. Consumul vreo 5%, parcă a zis. Ceva în genul, foarte bun consumul. Nu știu, cel puțin așa mi se pare mie pentru mașina asta. Ajungem diseară pe la 11. Senzații scaunele. Mamă, super confortabile, frate. Au un burete, ceva.
foarte moi. Adică până se înțelege Răzvan aici cu oamenii de la casă, durează. Hai până vine să vă arăt și pe afară, care o culoare mișto mașina lui. E un albastru. Frumos. Și-a pus și folie pe spate. Modelul cu facelift. În spate Bauhaus. Cam așa arată. Are perdeluțe pe spate, are perdeluță și pe lunetă, dar nu e trasă. Roți pe 18. Merge bine Toyota, chiar merge. Din față îmi place cum arată. Ce v-am zis? Că s-a chinuit. Te-ai chinuit, mă, să te înțelegi cu ei? Bă, lemtă nase, zero barat, limba engleză, limba chineză. Da. Auzi? Stai așa că... Mi-am dat un translate și n-aveam semnal, nu mergea translate-ul. Serios? Da. Mi-a spus să-mi tragă codul VAT, dacă poate. Și ce ăla cum, unde, am scris cu translate-ul, bătă. Dar ce aplicații? Da, am văzut că ăștia nu știu engleză deloc, frate. Am dat cu cardul de firmă, că mașina e pe firmă și ce, în cazul în care, ca la noi, cu cod fiscal pe bon, atât. Dacă e nevoie să tragă sau dacă se trece, n-a înțeles, nu, i-am scris în limba ei, tot n-a înțeles. Cum bine, mă, și ai scris cu translate și n-a înțeles? N-a înțeles. Ai și voice la translate sau doar iarăți text? N-a înțeles ce e ăla, gen, că la ei nu e, dai seama. Cum să nu fie la ei? Ia scoate bonul, să vezi. Mă, cod fiscal pe bon, ca la noi. A, da, nu e. Da, ziceam, că aia că asta nu e. Păi nu, e cu cardul frumos tot. Dar codul de TVA e și la ei, îți dai seama. Ia. Păi da, da. Cât ai plătit? 44 de euro. Câți litri? 20 și? No, 27. 27. Da. Acum poate ne lasă pe auto. Bă, nu s-a deschis. Auzi, a zis cineva să deschizi trapa. Da? Bă. Trapa, da, uite trapa. Dar poți să-i faci tu cu flexul dacă vrei, știi? Lembă, băiatule. Auzi, mă, bă, ăștia fac mișto de tine, bă. Că ai zis că mașina e full și ia uite, unde-i trapa, dacă masajul, nu România, masajul în scaune. Hai că nu e talisman, nu fiți obrazniți. Da. Pornește-mă masajul în scaune. N-am bubuit. Cât costă mașina? 3.800 am dat pe ea cu rabla și cu reducere. Acum hai, dă-i că mai avem mult de mers și vorbim de pe drum. Stai așa să-mi trag și o centură. Sper să nu facă erori pe autostradă. Eu am băgat nouă așa, bobiță. E 5, da, aia frumos, benzin. Benzin. Mergi cu ea în sport, Răzvan, să-i vedem cei 300 hai de cai. Da, cred că n-are pe 200. Da. Bă, butonul ăsta de sport, vă zic eu, după 1000 și ceva de kilometri, ce credeți? Nu face nimic, frate. Bă, nimic, mă. Îmi trece direcția și e mai responsiv. Mâncăm ceva la ăștia sau nu, că am fiutat. Nu mai mâncăm. Mănânci la McDonald's în Polonia? Păi dacă n-ai pe unde, ce să mănânci? Ți-e foame? Iar? Mi-e foame. M-a spart ăsta, frate, din jumătate în jumătate de oră mi-e foame. Și pare slab așa. Nu mai râde de oameni flămânzi. Bagă în el ca spart. Am metabolism V8. Dar tu auzi, ai venit la live-ul până acum? Nu, n-am terminat la live-ul, nu? Îți dau 15.000 și vin mâine să o văd. Auzi, în Lituania vine mâine. Poate să-mi dea 15.000 și doar să o vadă, atât. Nu, bă, și la noi o dau. Bă, frate, uite, am început haterii. Ce freză de papagal ai. Ce să fac, frate? Eu nu fac părul. Mă doare undeva de părul meu. Așa e. Râd vrizerii de mine. Bă, dar tu chiar nu-ți faci părul? Nu, frate, nu-mi trebuie, nu-mi place. Adică tu doar te tunzi și aia e. Mă tunzi și dau cu fionul, singura freză, atât fac, nimic altceva. Mi-aș asta părul, ți-e pus. Dacia lui bunicu e rea de 10 ori mai bună. Bine, mă, bine. Era păi mai bună că n-ai tu alta. Auzi, mă, băi, păi de 30.000. Îți luai mașină, frate. Depinde ce vrei, boss. Mănâncă și el acum de când cu camere vertical. Băi. Bă. Ce caterincă, băi. Mâncam și dinainte de car vertical, bine. BMW-ul îi forță. Da. Succes. Băi, dar auzi, mă, există niște statistici cu top mașinile preferate de români.
taie pe DRB deci, BMW, BMW, cred că e numărul 1, frate, acum îmi dau seama. Da. Nu? BMW, Audi, Merz. Mai, Volkswagen. Îți dau eu un Opel Bertone dacă vrei probleme. 2.2 benzină, nu știu câți cai, mișto, două. Mamă, frate, când mi-am luat eu permisul, acum 20 de ani, cine avea Opel Bertone, puu, nebunie. Păi, era și mică rău mașina la vremea aia. Da. În ce țară sunteți? Acum suntem în Polonia. Iar a început ploaia, mă. Așa, și mergem în Lituania. Ai stricat vânzarea de mașini pe România cu car vertical. N-am stricat-o, am făcut-o mai bună. Am stricat combinațiile Samsung-ul, aia, da? Da. Corect. Dar trage Toyota aia? Trage. Băi, să știi că în depășiri, nu prea. Adică, nu știu, vorbesc eu care, na, cu Tesla, îți dai seama că ai alt cuplu. Vorbești el care se dă jos din 400 de cai în 200, dar logic. Dar se duce pe lung, așa, știi? Adică îi dai, nu poți să te bagi din scurt într-o depășire. Pe lung, așa merge. Bă, pentru românul de rând, 218 cai, crede-mă, depășești orice. Da. În România. Da, da, nu sunt 218 cai pe un Golf GTI. Atenție. Da, da, ia 108 secunde, se duce repede, răspunde repede. Nu e ca și când compar cu 1.4S. Bă, n-am întrebat de provinietă pe aia. Păi de ce te-ai dus? De vinietă, adică. Să alimentez. Ți-am zis să vin cu tine, că uiți. Păi ce să trebuie pe aia, că e lemn, nu înțelegea nimic. Viniet este un cuvânt internațional. Adică e simplu, a? Lost connection. Iară, mă? Da. Stai așa. Ne mai vedeți, ne mai auziți? Da, uite ce dă cu toate, dă cu ușa, dă cu... M-a spart ăsta, mă, bă, dar dacă nu ți-ai luat și tu ceva cu soft close? La cotieră? Da. Poți să spui tu, n-ai văzut că Dorian are soft close la WC-ul? James Bond acum, gata. Lexus ar fi și ea mașină mișto dacă ar pune motorul 3.6 pe ea, gen 450H. Bă, să știi că... Ce-i asta, Lada? În subscribe la mine pe canal pe Ritter Broker TV și dacă vreți și la, și la Răzvan. Dacă... Lasă-mă miloaga. Stai mă puțin, mă, dar nu-i miloaga, e, e muncă, îți dai seama. Iar îmi trimite la zicrie cu toți morții, că bă... Cine? Ăla mă, nu știi că trimite cu zicrie, că ba, da, mor sufocat în ulei, că eu curit, ăla... Hai, spune povestea de la început. Nu știu, să nu ne dea cu violation, că zice că instigăm chestii, nu știu cum e. Ok. Pasta. Dar, în fine, cert e că ai un hater de la suprem. Așa. Îți dă comenzi fake. Și trimite poze, vrea să mor, să mor, îmi trimite morți, se crie zeci de poze, dar în fiecare săptămână. De cel puțin 4-5 luni. Își face numere de telefon fake. Și zice și de mi... Nu, are aplicație, degenerează WhatsApp-uri, numele de WhatsApp și doar îmi scrie. Nu, nu mă sună, doar îmi scrie. Și nu merge să suni înapoi. Pe numărul de magazin, știi? Da, da, și da. Nu da. Poți să sun, da. Și zice și de mine și de tine. Că bă, că voi, că știi, am întrebat, bă, dar explică-mi și mie. Care e problema ta? Ce nu ți convine? O să încetez din asta când vă mai milogiți pe YouTube tu și cu ăla de la Ritter. Când nu ne mai milogim de... Dar bine, tu te milogești de cineva? Hai să zici că eu am mai făcut acum o mențiune, că na, am și eu. Eu am făcut mișto, știi, că nu te mai milogim, mă, că ia-ți ăla de noi. Da. Da. Oameni bolnavi, mă, să fii psihopat, să-mi trimiți poze. Și timp liber, și... mult timp liber. Bă, da, oameni morți, să-mi trimiți oameni morți, să vrei să mor. Da. Și să-mi dai comenzi fake și să dorești rău așa, în mod repetat cuiva, adică e foarte ciudat așa, e. Oameni bolnavi, mă. Efectiv. Passat 1.6, Passat CC. Apropo, uite, se audă și oamenii de giveaway-ul care îl faci. Da, fac un giveaway împreună cu Car Vertical, că de-aia merg la ei să mai discutăm una alta și să sărbătorim evenimentul în sine. Și am un giveaway, e pe Instagram, pe pagina oficială 99 Vehicles TV, unde acolo vă puteți înscrie, dați follow 99 Vehicles, follow Car Vertical. Și un mesaj, un comentariu, tag două persoane, atât. Instrucțiunile sunt pe postare, sunt foarte simple. Extragerea va fi pe 1 octombrie. Și dai ce? Sau dați, de fapt?
un BMW 320 diesel din 2002 pus la punct de mine. E46. Da, bugetul 80% de la Carvertical, restul de la mine. Și tot ce ai pus la punct la mașină e pe canalul tău de YouTube. Da. E mașină care valorează cam 4500 de euro. Tot ce am băgat în ea, cât m-a dus, taxe, import, RAR, CIV, tot, RAR-ul făcut. Am pe 28 acum programarea la matriculări. Iau numere negre. Ai scos și cartea? Păi da. Ah, ok, deci îi dai cu tot. Da, frate, e țipă. Și a trecut cu brio tot, fum, frâne, rugină, anvelope noi, n-am erori, nu, țipă. E o lavalieră specială. 669, bobiță, Shell, V-Power. Bă, dacă știam, aici veneam. Ai. Țapă. Hai, bag-o în față, că mi-e frig. Câte grade sunt aici? 13, merge. Da, e frig, bate vântul. Aia ești tu... Friguros. Pussy. Da. Hai, parchează aici să mă duc. Uite să... aici parchez, da. Eu. Civilizat. Mamă. N-avem net, bă. Pauză. Nu mai avem net, nasol. Nici nu văd comentarii. Da, bă. Shell.